Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem în continuare în prezența Părintelui Valerian la mănăstirea pe care o păstorește Sfântul Mucenic Filimon. Părinte Valerian, trăim într-o lume care pune foarte mare preț pe sănătate, dar se pare că totuși în paralel s-a lărgit foarte mult evantaiul de boli. Au apărut foarte multe boli, la o altă cu terapiile lor, și practic este o cursă galopantă, o cursă contra cronometru, practic. Din ce în ce mai multe boli, din ce în ce mai multe terapii. Pare că suntem într-un cerc vicios. Ce cu starea asta așa? Suntem. Pentru că vorbeam mai în emisiune trecută despre abandonul ăsta al suferinței și al umilinței, care este atât de necesară acestei fieri căzute ale omului, aceste personajul omul ăsta atât de mândru și de încredințat că el poate face tot singur. Mândria e una, demnitatea e alta. Păi sigur că da. A spus, dar totuși boala te scoate din această stare de demnitate. Păi asta spuneam, că te scoate, că mândria această boală îngrozitoare te scoate din rânduiala asta pe care Dumnezeu a creat-o ca omul să poată ajunge să-și împlinească menirea, mântuirea. Această dorință nesaturată, nesătură de plăceri, e ca și cum te-aș pune să mănânci din cea mai bună dulceață, plăcută ție, să mănânci un kilogram. Mori. Categoric. Mori. Dacă te forțezi, mori. Exact asta este dependența plăcerea de plăcere. Care ucide. Plăcerea care ucide. Plăcerea niciodată nu o să ți aducă dacă nu este bine cântărită. Dacă nu este o dreaptă socoteală, totdeauna o să-ți aducă o stare de tristețe, tocmai pentru că ea nu te mai satisface nimic. Și atunci, sigur că, fiind dependent de plăceri, intri într-o vrie care duce la tristețe și după aceea la depresie. Toate întâmplările astea nefericite pe care așa zisa știință, coordonată de o rațiune lipsită de conștiință, lipsită de morală, lipsită de Dumnezeu, a dus la dezastru acesta al omenirii. Vorbeam mai înainte că femeile nu mai vor să nască și își omoară copiii, vor carieră și carieră. E o boală cariera, părinte? Este. O boală obsesia, sufletească? Nu, obsesia carierei. Obsesia carierei. Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci carieră, faci. Și s-a văzut lucrul ăsta, nu? Se vede lucrul ăsta. Dar dacă vrei cu orice chip să faci și ieși din tiparul în care te-a creat Dumnezeu și vrei tu să-ți alcătuiești un nou tipar, atunci se produce dezastru. Ori femeia este făcută să susțină familia, viața, să aducă viață pe pământ. Dumnezeu a pus-o de-a dreapta lui și a zis, numai prin tine pot trimite acest lucru. Dar, părinte, vedeți, este o contradicție, practic. Orice femeie sau aproape orice femeie poate să-și facă o familie și poate să facă acei copii. Pe când femei de succes, femei de carieră, ele sunt scoase ca un model la care puține ajung și sunt puse ca un fel de opțiune supremă, ultimă, a femeii. Și? Oricine poate să facă copii, nu oricine poate să facă o carieră. Da, și să vedem ce se întâmplă cu aceste femei care sunt puse ca model. Aici este interesant. Principalul element modelator al psihicului uman, care este? Spaima, frica sau dragoste? Dragostea, bineînțeles. Spaima te scoate. Spaima te scoate. Există frici care te readuc în tipar. Ficile bune. Sperietura cea bună. Da, dar aceea este o trezire la conștiință. Un șoc. Spaima nu ți-o dă decât demonul. Dumnezeu niciodată nu se sperie. Foarte mulți mă întreabă, părinte, cum deosebim gândurile bune de cele rele? Și puțină mea experiență, doamne, orice gând trimis de la Dumnezeu, niciodată nu te va tulbura. Orice gând venit de la satana te tulbură. Mâine te fac director. Peste toate televiziunile. Nu se poate să nu te tulbure chestia asta. Stai, bă, puțin, ce vă veni? Stai, care e chestia asta cu... De ce dintr-o dată mă faci pe mine
președintele României, mă faci președintele partidului, mă pui într-o poziție în care eu nu merg, nici n-am visat-o vreodată. Deci, pe când Dumnezeu, când îți spune, mâine să te pregătești că te chem acasă. Nu te tulbure niciodată. Te așezi imediat în poziția aceea de, nu de apărare, ci de întâlnire cu Dumnezeu. O să vă istorisesc scurt cât pot așa. Aici avem niște ctitori foarte tineri, 35 de ani, soț, soție, au 3 copii. Ruxandra Elena, fata, s-a îmbolnăvit, cancer, în 9 luni de zile, Dumnezeu a chemat-o la el acasă. Au rămas 3 copii. Plecarea ei a fost în următorul fel. 9 luni de zile n-a suferit nimic. A avut grijă de copii, de familie, de casă. Știind care... Impecabil, spovedindu-se, împărtășindu-se, mergând, păcând, fiind veseli, râzând. Toate lucrurile, știind care, sigur că da. Am ales tratamentul părintelui Gherasie. Foarte mulți ne-au acuzat, au spus că nu, că trebuia să plece în Cuba, în America, în Rusia, în peste tot, așa că i-ar fi trăit, nu, n-ar fi trăit mai mult, ar fi trăit exact cât a hotărât Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât atâta să trăiască. Ultimele 7 zile s-a simțit din ce în ce mai slăbită, s-a izolat în cameră cu soțul ei, numai părintele duhovnic avea voie și am cerut ca să fie lăsată în pace, să nu fie tulburată, pentru că în clipa în care era tulburată își pierdea nădejdea aceasta și echilibru acela. Echilibru și numai rugăciunea o restabileau. O restabileau? Nu așa. A avut nevoie de oxigen, bineînțeles că evoluția, cancerul mânca din ce în ce mai mult, metastazele se întindeau. În ultima noapte, la ora 20 în seară m-au sunat, țineam legătura permanentă telefonic și că este foarte rău. Până atunci, o dureau spatele, i s-a explicat că din cauza că a slăbit foarte mult, sunt solicitați mult spatele, ea stătea în picioare, eu umbrau, gătea, făcea acolo, sigur că ajutată, dar se comporta normal. În noaptea de 17, la dimineața de 17 iulie, mi-am dat telefon soțul ei și care stătea permanent lângă și mi-a spus e foarte rău. I-am zis nu pot să plec când pregăteam Sfânta Liturghie. N-am cum să plec, n-am cum să vin acolo, că de obicei ne duceam, citeam și cu ce mi se bunea. Și a început să țipe. Pentru prima dată țipa și nu mai putea să vorbească. Am zis, chema salvarea. Au venit salvarea, 2 doctori minunați. Au văzut imediat despre ce e vorba, au fost disperați, au încercat tot posibilul, i-au spus lui Florin să duce, să duce. Gata, a venit. Bineînțeles că am spus, cheamă preotul imediat să o împărtășească. V-am zis că nu mai putea vorbi. Țipa din când în când. Eu cred că țipa pentru că simțea prezența demonului care încerca să pună gheară pe ea. A venit preotul, a împărtășit-o. În secunda următoare a putut vorbi, s-a putut spovedi, a mâncat puțin, a dormit 20 de minute, s-a trezit, s-a uitat pe tavan văzând ceva. Era clar că vedea ceva. S-a uitat la soțul ei, deja erau două luni diferite. Părintele a întrebat-o, te doare ceva? A spus, nu, ce vrei, să plec. Și a plecat. Ne gândim la copii și ne gândim la el. La 40 de zile după lucrul ăsta s-a făcut un pomenic, a picat într-o duminică. Și am spus, Florin, vom avea un semn de la ea, mai mult ca sigur. Să vedem unde a ajuns. Fiind duminică,
preoții nu au vrut să facă parastaz duminică și au făcut sâmbătă. Noi am făcut aici, am făcut duminică pentru că e ctitoriță și atunci există niște pogorăminte. Am făcut, m-am simțit extraordinar de rău. De-abia am făcut Sfânta Liturghie, a fost iară foarte multă lume care a tras de mine, tot încercam să le spun că nu s-a putut așa. Într-un târziu am ajuns în chilie și am căzut. Și m-am trezit după o oră jumate total restabilit, cum de foarte multă vreme nu m-am simțit. Atât de bine. Trupește cu sufletul liniștit și am zis, a dat semn Ruxandra că a ajuns acolo. Eu sunt încredințat că a ajuns acolo pentru că vorbeam tot timpul de ridicarea unei mănăstiri, a unei biserici cere totdeauna în sacrificiu. Dar ce sacrificiu, părinte? Nu numai Ali, al tuturor și al familiei, cei trei copii, soțul. Cum pare așa? Sămânța ca să rodească trebuie îngropată. Știu, părinte. Sunt convins, lui Florin îi se dă o putere extraordinară. Unui om din familie de acolo care nu a crezut și care a văzut ce s-a întâmplat cu ea în ultimele ore, acela a fost șocat de faptul, cum, domnule, că am văzut-o, cum s-a zbătut și cum după chestia aia, după împărtășanie. Da. Părinte, punem la inimă și aceste cuvinte, această poveste de viață trăită, de viață reală, cutremurătoare, într-adevăr, vă mulțumim foarte mult și sperăm să putem continua dialogul nostru în bună pace și în așezare. Amin. Este o așezare în pace, lucrul ăsta care s-a întâmplat. Da. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a Dialogurilor Dimineții. Rămâneți aproape, duminica viitoare vom vorbi iarăși cu Părintele Valerian alte lucruri la fel de importante și de serioase.